O pereche de pantofi o face pe o femeie să-și arate feminitatea. Și chiar dacă majoritatea sunt de acord că tocurile nu sunt comode, pentru a arăta cât mai suple și cât mai grațioase, se sacrifică și le poartă. Cât de des purtați încălțăminte cu tot? În funcție de situație, destul de des. Îmi pune muncă. La ocazie, la o zi de naștere, la teatru, ceva de genul ăsta, la un concert. În ultima perioadă mai rar. Eu personal deja am trecut la ghete, în mare parte, dar oricum, uneori, pentru a te simți cumva mai la înălțime, să spun, tocurile sunt binevenite. Cât de des îmi permite serviciul, pentru că nu întotdeauna sunt, mă simt confortabil ca să le port. Dar cunoașteți că încălțămintea cu toc dăunează asupra sănătății? Da, sigur, de asta și vă zic că mă străduiesc să evit tot și tocurile, să nu le port foarte des, dar îmi plac. Ceva am auzit, pentru că la coloana vertebrală deja este forța aceasta care apasă. Durerile de picioare sau de spate sunt cele mai frecvente probleme care apar la femeile care poartă tocuri prea des, ne spun specialiștii. Dacă este purtat foarte mult timp și nu este controlat cât este de înalt tocul, pot duce la așa maladii ca fascită plantară, hallux valgus, deget în ciocan. Toc de 7,5 cm duce la un stres sau crește stresul cu 75% asupra ligamentelor, tendoanelor și oaselor. Se schimbă biomecanica mersului. Bazinul, practic, este basculat în anterior și apar deformități la nivelul coloanei vertebrale, la nivelul articulației coxofemorale și la nivelul articulației genunchi. Când e vorba de tocuri, mărimea chiar contează. Potrivit rezultatelor unui experiment, bărbații sunt mai atrași de femeile cu tocuri înalte. Totuși ar fi bine să optați pentru tocuri de maxim 4 cm, ne recomandă medicul ortoped-traumatolog. Evident să nu fie purtat foarte mult timp, am vedere ca termen pe parcursul zilei, asta ar fi cam până la 2, 3, poate 4 ore, desigur cu careva pauze. Deci la fiecare jumătate de oră, o oră, ar fi bine domnișoara sau doamna să ia loc, să facă o pauză, să relaxeze ligamentele, tendoanele, mușchii. Potrivit specialiștilor, înălțimea tocurilor, care nu ar avea efect negativ asupra sănătății, este de până la 2 cm.